Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă trece propunerea, adică dacă e adoptată de Consiliul Local, Consiliul General, de fapt, din primăvara anului viitor, aprovizionarea spațiilor comerciale din București ar urma să se facă doar pe timpul nopții între 10 seara, 6 dimineața. Și vor fi excepții terasele din centrul istoric, nu știu de ce, dar, mă rog, asta e. Ideea nu e nouă. E aplicată în multe orașe din vest și este aplicată aparent și în alte orașe din România. Iată ce spune viceprimarul domnul Bușduveanu, care dânsului aparține propunerea, zice așa, citez: pe modelul marilor orașe cu administrație liberală, mă înțelegi? Adică Oradea, Cluj-Napoca sau Arad, care au reglementat acest domeniu de acum câțiva ani, și Bucureștiul va avea reguli clare în acest domeniu. Propunerea mea, zice dânsul, este ca din primăvara anului viitor aprovizionarea spațiilor comerciale din capitală să se facă doar pe timpul nopții, în intervalul orar 10 seara, 6 dimineața, nu mai permitem blocarea primei benzi de circulație. Dar propunerea a provocat o mulțime de reacții negative, sunt multe comentarii. Bucureștenii, mulți dintre bucureșteni, cred că n-or să mai poată dormi din cauza zgomotului, care va exista, să fim clari, că va crește prețul produselor livrate noaptea, pentru că trebuie plătiți mai mult cei care lucrează la aprovizionarea respectivă, că ar fi discriminare, asta n-am văzut-o venind, că de ce numai magazinele să se aprovizioneze noaptea și nu toate firmele? Adică noi, de exemplu, când ne aprovizionăm cu hârtie de imprimantă ca să tipărim, să ziarul, să tipărim ziarul domnului Luca fiecare dimineață să citească, ar trebui aprovizionare făcută numai noapte. Dar noi nu ne aprovizionăm cu camionul, că asta e problema. Problema e că sunt multe camioane care îngreunează traficul și așa sufocat al Bucureștiului și care mai ocupă și câte o bandă să descarce uneori. Știi tu că nu ești aprovizionat cu camionul. Tu știi câtă hârtie consumă? Aici, la noi? Da. Eu am văzut cu ochii mei când descurca Florin din portbagaj. Din portbagaj? Am avut câteva experiențe cu niște mall-uri din București, apropo de aranjat, făcut emisii speciale și așa mai departe, și regulile erau foarte clare. Nu se fac modificări sau nu aranjăm lucruri decât peste noapte. Serios? În rest, pentru că nu trebuie să deranjezi clienții, n-ai voie să strici absolut nimic din bunul mers al lucrurilor. Dar de ce ai avut o experiență cu niște mall-uri? Tot radio-ul l-ai avut. La niște aniversări am făcut niște emisiuni de acolo, la asta mă refeream. Credeam că tu personal ai avut experiențe cu aprovizionarea. Nu, mă refer la așa. Păi la uite ce haine noi poartă Zaf, se aprovizionează noaptea de la mall. Da, știi? Că nu-l vede nimeni. Și dacă acolo regulile funcționează și nu s-a supărat nimeni, mi se pare super normal, știi, să nu deranjezi pe nimeni. Eu am avut niște experiențe foarte neplăcute, trebuie să recunosc, în orășele din Italia, cu gunoierii care vin și strâng gunoiul la ora 5 dimineața. Așa e, și în Austria la fel. Măi, nene, și ai naibii, cred că o fac special, că răstoarnă toate sticlele de vin și de bere și de apă consumate noaptea trecută la cărciuma de la parterul casei în care stătea. Unele chiar de către tine. Frate, ceva, deci te trezești. Uite, ne scrie și... zile să te bagi sub pat. Ne scrie și Dex din Norvegia, care spune că îl livrează noaptea și e teroare pentru locatarii din jur. Este o măsură inaplicabilă, în opinia. De ce? Inaplicabil? Cum adică dacă livrează, cum adică inaplicabil? Păi face asta, păi nu? Păi da, zice că e teroare pentru vecini. 0372069599. Am vrea să știm ce părere aveți despre asta, nu doar din București. Dar am vrea să vorbim în mod special astăzi cu aceia dintre voi care ne ascultați în Oradea, Cluj-Napoca, Arad, orașe cu... unde regula există, deja. Da, orașe cu, cum spune, cu marile orașe cu administrație liberală, cum spune domnul viceprimar Bușduveanu. Domne, v-a fost distrusă viața? Măi, orădene, arădene, Cluj-Napocene, ți-a fost distrusă viața din cauza faptului că aprovizionarea magazinelor se face doar noaptea sau nici nu simți? Pe de altă parte, dacă rămânem cu aprovizionarea peste zi și blocăm benzi de circulație și așa, minute în șir și așa mai departe, stricăm viața tuturor locuitorilor orașului, pentru că e imposibil câteodată să circuli. Eu am în vedere că stau la un kilometru de părtare de cel mai apropiat magazin, eu sunt de acord. Și la țară. N-am nicio problemă cu asta, dar poate că ar trebui să se pronunțe aceia dintre voi care ne ascultați din mari orașe, cu sau fără administrație liberală, orice fel de administrație. Frate, sunteți de acord sau nu ca aprovizionarea magazinelor din orașul vostru să se facă noaptea, adică între 10 seara și 6 dimineața? 0372 069
0372069599. Vedeți avantaje, vedeți dezavantaje, vă așteptăm. E un ascultător din Italia care spune că pentru ca sistemul să funcționeze ar trebui ca magazinele să aibă spații de depozitare în care șoferii să vină să lase marfa. Da, ca să nu vină angajatul de acasă să recepționeze marfa la 2 dimineața. Sincer să fiu, acum eu nu știu dacă așa se întâmplă în Italia, poate se întâmplă așa, dar mi se pare totalmente nefezabil să se întâmple așa și la noi, ar însemna ca șoferul să aibă acces să sorteze marfa, adică să pună conservele la conserve, laptele la frigiderele de lapte și așa mai departe. Mi se pare cam ciudat. Da, poate că așa o fi. Hai să vedem. Sunteți de acord sau nu ca aprovizionarea magazinelor să se facă doar noaptea? 0372069599. Salut! Salut, Mihai! Bună, Neața. Mihai! Neața, bună! Bună! Ce părere? Ce părere am? Eu dețin o firmă de distribuție, sunt din Arad. Da. Și stau și mă mir de ce a spus domnul viceprimar de la București, că nu se poate livra noaptea. Nu. Eu nu am șoferi angajat pe noapte. Chiar acum am un șofer bolnav și livrez eu în locul lui. Nu, stați așa, stai așa, stai așa. Deci domnul Bujduveanu de la București, viceprimarul, a dat exemplu Arad, Cluj-Napoca și Oradea, drept orașe în care aprovizionarea se face noaptea, în mod civilizat. Eu sunt din Arad și nu livrez noaptea. Nu livrez noaptea. Ar trebui să știu că... Aha, deci, deci bate câmpi. Dar voi aveți primărie liberală, că a zis că numai primării liberale, acum nu știu, poate... Da, este liberală. Atunci cine știe? Dar e posibil să fie astfel de hotărâre și să nu știi tu de ea? Nu, nu cred. Aș fi luat amenzi în fiecare zi, probabil. Dar cum ți s-ar părea? Mi s-ar părea, cum să zic, greu pentru... Abia găsește șoferi care să livreze ziua, dar pe noaptea. Vă dați seama. Da, dar ar fi traficul mai lejer, cred, nu? Dar, sincer, nu prea avem probleme de genul ăsta, pentru că majoritatea magazinului au un loc special pentru aprovizionare, păstrat. Mai mult deranjează în oraș, mi se pare, cei care fac livrări cu curieratul, pentru că ei nu livrează la anumită adresă în fiecare dată și, de multe ori, ei blochează prima bandă și taximetriști, vă spun sincer. Aha. Acum toți taximetriști de pe recepție... Momentan, acum livrez pentru Luca... Mulțumesc. Niște șocolată, niște Mozart, Nu stai, livezi pentru Luca ăsta al nostru? Spun că s-au lansat și varianta cu ciocolată albă. Da, cunosc, să știți, sunt la curent. Mulțumesc. Bine, Mihai. Ciocolata asta poți să o livrezi și ziua, să știi. Da, nu mai folosiți radio pentru intervenții de-astea personale, domnul Pastia, dacă înțelege ce vreau să spun. Da, n-am făcut nimic. Pe Luca îl văd consilier peste câțiva ani la o primărie, la sectorul 2 acolo. La probleme de ciocolată. Și făcând niște reguli apropo de chestia asta. Cosmin, bună dimineața. Salut, Cosmin. Bună dimineața, Cosmin de la Cluj vă deranjează. Eu locuiesc în cartierul Mănăștur, în piața Flora, o piață mare din Cluj, unde, nu știu dacă aprovizionarea se face noaptea, posibil să se mai facă și noaptea. Pe mine nu mă deranjează, locuiesc la etajul 10. Eu ce vreau să subliniez este că apanajul aprovizionării de noapte nu este al... PNL-ului, să zic așa, administrației PNL. Da, logic. Și probabil este apanajul unor antreprenori care vor să reducă cheltuielile și care pot să facă mult mai bine aprovizionarea noaptea decât ziua. Dar de ce crezi? Stai așa. De ce crezi că s-ar reduce? Adică explică de ce s-ar reduce cheltuielile cu aprovizionarea făcută noaptea? Păi una la mână, eu cred că transportul ar fi mult mai facil, adică s-ar ajunge repede, mult mai repede de la destinația A la destinația B. Consumul de combustibil ar fi mai mic, categoric ar crește puțin costul cu forța de muncă, dar nu în asemenea măsură încât să greveze foarte mult cheltuielile din firma respectivă. Eu cred că cheltuielile cu combustibilul sunt foarte importante și trag foarte mult la cântar în aprovizionarea de zi. Foarte argumentată opinie, mulțumim foarte mult pentru intervenție. Marius, binevenit! Bună, Marius! Bună dimineața! Salut! Mario, sunt din Oradea. Eu pot să vă povestesc din experiență personală, pentru că întâmplător am o librăriuță chiar în zona aglomerată, în zona pieței, cea mai frumoasă librărie din oraș, și am observat că lângă mine este un magazin care e cu produse alimentare. Și da, într-adevăr, aprovizionarea se face mult mai devreme, adică în jurul orei 5, 4, 5, ceva de genul ăsta.
Și ce am constatat eu? Dacă până acum, dar se referă doar la mașinile mari, cu gabarit, care au nevoie de autorizație, care încurcă. Dacă până acum aceste mașini tot timpul încurcau circulația, se băgau în zona respectivă, se făcea coloană de mașini, ba în față, ba în spate, deci nu putea să treacă, toată lumea înjura, întârziau oamenii la muncă. Acum e mai bine. De o vreme încoace, ce am observat eu, nu mai este acea mare îmbulzeală cu mașinile să meargă. Deci eu consider că este o soluție mult mai bine, mult mai practică. Mulțumim foarte mult, aici e incontestabil. Dacă scoți mașinile astea mari din trafic și le pui să se deplaseze doar noaptea, ai rezolvat măcar o parte a problemelor de trafic. Nu tot, dar măcar o parte. Observ că ai solicitat telefoane din orașele respective, și fix de acolo au venit toate. Și de acolo au venit, da. Mulțumim. Vă mulțumim. Ascultătorii Europa FM sunt fenomenale, am mai spus. Vă mulțumim foarte mult, așteptăm cu mult interes să vedem ce decide domnul Bușnuveanu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.